zice, dacă te mai prind în fața mea cu țigara în bot, te spar cu bătaia. Are mama o vorbă, eu te-am făcut, eu te omor. Salutare băieți, suntem pe baltă la 1 dimineața și cu fratele Uță o să povestim ceva de ne trimite acasă. Eu sunt Conacu, Jegosul Suprem pe Instagram, el este Uți, Ion Silvian pe Instagram. Astăzi seară o să vă povestim despre șarpele lui Uță care zace pe lângă stuful lui în stânga de la piton. M-a întrebat. Deci, am ajuns pe baltă, ne-am băgat toate astea pe aici, după cum puteți uita. Și... uita. Da. Și a găsit Uță un crab. Nu crab. Rac. Crab. Crab. Un rac. Acum eu l-am luat cum crecan și l-am aruncat în apă, în fața lui. Uță, domnul Uță, zice, s-a instalat el cu toate astea, eu acolo, vreo 10 metri între noi. Și domnul Uță, l-am luat o semință. Domnul Uță zice, ia vino cu lacule încoace. Ia zi, frate. Bun, ce s-aude de lângă mine aici, în tufiș? Zic, mă, ce să fie? Zic, mă, uite-o așa. Zic, da, o fi racul ăla. Unde, domne, că l-ai aruncat în fața mea aici? Eu... Stai așa, s-a stins asta. Cum ar fi să rămânem fără baterie? S-a adus bateria să moară tata, dacă nu... Aolo! Aolo! Pula, iau! Stai să scoatem telefonul. Uite, dai și tu așa un pic pe față, dau și pe față la tine. Cât faci și noi storytime, o să lasă un cu uite așa. Mamă, să moară tata. Ne sparge la autoi. Nu da și pe al tău. Păi nu am dat pe al meu, nu doar pe al tău. Așa. Deci, continuăm. Am plecat eu la locul meu, m-a chemat Uță înapoi. Domne, da, ia fiindcă cum știu ce s-aude aici. Ne sparge la autoi. Am, stai aici să văd fața. Ce să fie lângă mine? Zic, bă, prostule, zic, era. Unde, domne, că ne-a aruncat în fața mea aici? Zic, nu știu, îmi bag pula. M-am dus 5 metri mai încolo spre standul meu. E țiluță. Băi, vezi că e un piton ăla. Ce, domne? Un piton! De la constructor. Ăsta, nu te pot dracu că mi-e frică. Eu vin lângă tine. Stai dracu acolo. Ăsta el are un singur sonor și două bambine, gen. Eu am sonoare pe toate. Și m-am ajuns la mine la stanța, liniștit omul meu după 2 minute, zic: "Băi, vezi că pitonul nu-l auzi, doar face și și de două ori și îți ia mâna în gură." S-ar vine sub scaun. Îți vine sub scaun. S-a ridicat al meu un pic. Ridic și plec. S-a ridicat al meu, mă, o să-mi fac semișul. Ce să vă zicem, e 1 noaptea, noi suntem pe baltă, bine, dacă stinge lumina, uite, o mai vezi nici pe mamă. Suntem pe baltă și așteptăm și noi prima trăsătură, da? Mai mult trage somnul la noi. Mai mult trage somn. Eu mâine sunt la tatuaj. Nu știu. Dacă ați fost pe baltă la noaptea, spuneți-ne și nouă cum e, că... Vreun secret. Vreun secret, ceva, că nu trage, să mă fut în gura lui dacă trage. Și dacă nu mi-e frică, m-am mai dat cu zombie în cap. I-am zis Uță că dacă vine unul pe noi, lăsăm mașina și fugim pe șosea. E șoseaua în spatele nostru aici. Da, mă, băieți. Un vlog horror, un vlog creepy. O de o păsărică în spate. Băi, termină-te în pula mea. Cum ar fi să filmăm oare? Bă, te-ai uitat în spate, s-a uitat în spate handicapatul ăsta. Ia uite cum să vedem, băi! Ce să vedem? Uite ce să vedem pe cameră. La tine, vezi? E de la ochi de la. A. E ceva, e ceva pe obiectiv, cred. Și se vede doar în contrastul ăla, nu știu. Ce s-a auzit să moară, măicuță mea, dacă nu? O să mă bată mama. Băi, nu te dracu, mă, dai că mai face de asta.
Ce, cu grasul nu ți-a fost frică? Cu grasul? Da. Moră, mă, pe ăla îl băgam orice vedea și dacă veneau canibali, îl mânca pe el că e mai gras. Dacă veneau aia să fută în cur, mânca, îl futea pe el că e mai gras. Dacă venea vreunul cu un kil de iarbă lui, dădea că e mai gras. Venea vreo femeie să se fută cu el, să futea că e stătut. El sărea oricum. Te pupăm grasul de fratele nostru, ești nebun aici. Uite, mamă, și că suntem vlog de la stil Insidious. Da. Maricica dansatoare. Mamă. Geta fenomen. Bă, dar nici o trăsătură, mă, de 4 ore. Tu te-ai în gură, fane. De 4 ore suntem aici, mă? Păi cât e ceasul? Unul fără un sfert. Ai ceas de la fosforescent? Nu, dar am lumină la aer. Mamă, ți-a arătat și nordul? Nu. Băi. Da, bă, băieți, hai, mă, să mai facem un story time. Ce dracu story time? Vrei să mă cac pe mine de frică pe aici? Nu, hai să povestim cum ne-am cunoscut noi. Eram în liceu. Și cam atât. Tu m-ai învățat să fumezi, Gabi. Gabi te-a învățat să fumezi. Gabi. Bă, eram te-ai lăsat și după tot el te-a învățat să fumezi iarăși. Da, mă lăsasem, eram șmecher. Bă, haide să vă fac eu un story time. Era fratele vostru. Cum a aflat mama mea, măicuța mea, iubirea mea, iubirea vieții mele, cum a aflat măicuța mea că fumez? Avea unchiul meu, Fane, unchiul Fane din Anglia acum, că e mare englez și era, da. Avea unchiul Fane o nevastă, Mirabela. Bă, nu era cam nevastă, că dacă își punea pofta în cui cădea peretele. Era așa, 2x2. Stătea și la Pitești. La fratele Cosminel, sunt ciocănară. Mă, și se mutase la București și femeia avea aspirații. Bine, ăsta a luat-o, l-a mutat-o la București. A vorbit pe Yahoo Messenger pe vreo mult timp de zile. Mult timp de zile. Îi zicea că e un băiat de la Carrefour Orhideea el. El stătea în Pantelimon, în comună. Bă, și nu ziceți, mă, mâncava-și gura voastră că... Da, așa să mă văz. A luat-o ăsta pe Mirabela. A adus-o la Pantelimon. Acum am Mirabela cu mine tovarăș, că pe cine dracu, copii din casă. Mama nu prea era ok cu ea, mama aia nu prea era ok cu ea. A zis ăsta, Mirabela a zis că gata, cu Alex, un prieten. Bă, și aștia că fumez, că eu furam mereu un chimiu țigări, venisem de la Moroc. Și cum a aflat mama că fumez? Într-o zi am venit de la școală, la liceu, am ajuns acasă, mama spăla covoare în curte. A venit, eu stăteam pe o scară, țin minte și acum, gen o scară, aia scara pusă, scară de asta, de te urci în pod. Eu m-am pus pe o treaptă acolo, mi-am lăsat ghiozdanul jos și stăteam și vorbeam cu mama. Bă, și vine Mirabela de la muncă și ea că s-a angajat și ea pe acolo, nu știu ce era, degusta gogoși, nu știu, pe la Ocean, pe acolo, ce făcea ea, mânca oameni de vin, nu mai știu. Și, bă, vine ea, vorbește cu mama 5 minute, gen lângă noi acolo, așa, ce face Leno, bine Leno, bine Mirabelu, mi-a mâncat piciorul, mi-a mâncat piciorul, mă rog. Și ia uitați-vă, scoate ea direct mare țigară, mâncați și gura ta pentru ea și o bagă în gură, scoate încă o țigară și mi-o dă mie, mi-o întinde mie, ia mă. Și eu mă uit așa la mama, mă uit la ea, mă uit iar la mama, mă uit iar la ea și ea zice, ia mă că n-are rost să te ascunzi. Bă, mâncați și gura ta și am băgat țigara aia în gură, m-am uitat la mama, mă doare sufletul și acum e nemul. Am văzut-o cum a început să plângă direct. Spăla covorul ăla și gen, plângea de rupea aici de mult. Și a doua zi m-am trezit. Bine, atunci pe moment am luat-o în brațe, am zis, bă, mamă, uite, nu mă mai feresc de tine. M-a luat în brațe, băiatul meu, mama mea, am trecut peste. Dar ba nu ți-a mai dat. Mamă, m-a razut atunci, ești nebun. Mi-a dat și două bucăți, așa, la șive, ești nebun. Și ce credeți, mâncați, ești gata? A doua zi dimineață zic totul bine, gata, am scăpat. Știe mama că fumez, gata, mai aveam nicio problemă. A doua zi dimineață când mă trezesc, la 6:30 dimineața a făcuse mama cafeaua, avea un pachet de Kent 8 scurt, cum era atunci. Îl aveam la botucală și zice, mama, hai să ne bem cafeaua.
M-am uitat așa la mama, zic, bă, vorbește pe bune, zic, ce dracu? Hai, mă! Bă, și mă duc cu mama în bucătărie, mâncam bă, și gura asta, iau o gură de cafea bună, bag țigara în gură, când dau bricheta mama direct, buf, bucată direct, zdrang! Zice, dacă te mai prind în fața mea cu țigara în bot, te spar cu bătaia. Are mama o vorbă, eu te-am făcut, eu te omor. E bine, m-am băgat supărat, am fumat în magazie vreo 3 țigări legate, cafeaua n-am mai luat-o de nervi. Bă, și n-auziți, mă, la vreo 2 zile vine mama la mine în cameră să-mi dea direct omor. Alexandre, ce bre, mamă? M-am săturat de mătamare asta. Dar ce ți-a făcut mama aia? Păi uite că nu mai... Mamă, de ce îmi dă focul spănați, mă? Că-ți uite, mi-ai observat când îmi dea focul spănați. Și când te întorci tot până asta. M-am săturat de mătamare. Ce a făcut mama aia, mă? Uite, nu mai de tine, zice. Dar ce am făcut? Că eu mai furam banul, mama aia, mai furam... Când eram mic, aveam unul bulă aici, că bă, cred că orice cartier a avut un bulă, mă. Și am vândut lui mama aia toate ceaoanele alea de aluminiu, le-am vândut. Le dădeam jos din pod, le băgam peste gard. Bă, și... Bă, banul i-am furat, ceaoane nu mai are, fier, nimic. Am vândut și manivela de la... Am dus la fier și manivela de la puț. I-am luat. Am plecat la țară 2 zile și am plecat mama mea și i-am dat frigiderul ăla de magazia de vară. Și frigiderul i-l-am dat, mă, în cameră. Bă, și nu ziceți, mă, că... Ce a făcut mama aia, mă? A zis, mă, Tamara, că îi dai foc la magazie. Da, astăzi încolo nu mai fuma pe ascuns. Fumezi numai cu mine, gata. Și uite, așa am început să fumez cu mama. Acum am bine. Da, și atunci. Da, după 2 zile n-am mai avut niciun stres, ești de mă. Ah, din păcate, boys, nu trage, bă. Nu trage, bă, nene. Decât ăștia, cum îi zice. Bă, știi că nu s-aude niciun zgomot de fundal decât așa... Oacele astea. Cum le zice de astea? Broaște? Bă, oace. Oace? Oace. Broaștele astea. Dacă și acum s-aude fâsit pe ăsta, arunc camera cu tot. Băieți, cam asta a fost storytime-ul nostru la 1 dimineața pe baltă. Sper că v-a plăcut. Ne auzim la următorul storytime. Vă pupăm!